Să știți că nu scăpați. Păl mare sau păl mic? Eu cu mașina, îmi pare rău, nu mănânc dulciuri, să te pizezi dinții. Nu e după aici. Dorșelile. Vă dorșelile. Nu, atât să vă atire cu spate. Pe care vi-l citesc eu, dar pe care? Păl mai mare cetește. Păl mai mare. Acu vine. Eu păl mai mare și după clop și după tătă. Ai, ha. Nu ți-a pus clopul tău. Cel mai, cine are cel mai mare clop din folclor? Dar vă rog frumos, da, să ziceți, cine nu știe să cânte din folclor? Hai de mine, dacă știu să cânte. Că cântă, dar nu s-aud, ai bai. Am mai spus-o la multe emisiuni și a spus-o foarte frumos și colega mea. Degeaba dai bani să te vezi pe ecran. Eu nu mă strădui foarte mult să mă văd pe ecran. Mai ales în ultima vreme mă păzesc, că nu sunt așa frumos pe ecran. Dar în ceea ce ține de cântecul popular, dacă în primul rând n-ai cules în viața ta, repet, n-ai cules în viața ta o piesă populară de la Lele Marie, din satul tău, de la bunicii tăi, n-ai fost auzi când îți la seceră, cum cântă femeile la seceră, cum cântă la cules de porumb, de cucuruz, sau la strâns de fân, atunci degeaba te afli pe o bine aici și când tu și mergi la nuntă să-ți arunci aia, hai nevastă, sui pe masă, să dăm cu euro în tine. Ăla nu-i folclor. Că sunt artiști care au participat la tot felul de concursuri și de festivaluri ca să devină artiști, cu ghilimelele de rigoare. Și după aia s-au țigănit complet. 1000 de saxofoane, rochi mai mult guleraș și numai folclor n-am cântat. Adică asta cu talentul și cu cântatul, cu cântatul nu mai vorbim, că face, știe maestru Man, cum să fac vocile pe... Păi, eu totdeauna am spus, bă, dacă merem să cântăm, domnul Ciordaș, aveți negativ. Mie nu-mi trebuie, eu cânt live. De asta printre puținii care nu prea au negative. Eu când m-am dus pe scenă, mi-am luat ceatarâșul după mine, zi mai după mine, că ne descurcăm noi. Nu să-mi pui banda acolo să cânte Mama Bună și tu ești pe scenă și nu cânti tu. Ce să facem? Deci, greu cu cântatul în România. Foarte greu. Foarte mulți artiști, pentru că începând de la prezentatorii de număr de pantofi, meteo, știri, filme, flori, fete sau băieți, toată lumea artistă în România, toată lumea e divă. Dar dacă nimeni... ne place să cântăm, de ce să nu facem? Păi da, să o cânte și eu cânt în baie, nu mă aude nimeni. Când frumos, în baie, mă mai tai cu lama când greșesc. Dar nu vii să te faci de minune în față la atâta lume. Că sunt mulți care nu-și dau seama cât de minune să fac și nu contează, că sunt mai mulți fraieri care plătesc să le cânte nunta. Mulți! Mulți! Dar cum se face? Îți dau un singur exemplu, scuze-mă că te rup. Era la Mihai Mariș acasă, la Turda. La el, la restaurant, la pușcă și coreaua lată și venea nunta cu mire, cu mireasă și cântau muzicanți, un taragotist și un acordeonist. Și la urmă ne salută oamenii după ce intră mireasa și zice Mihai, mă, dar ce-ați cântat? Zice, că numai n-am putut biciuli, ce-ați cântat? Păi ce pușcă și coreaua lată, nu ați înțeles? Bă, dacă tu ai curaj să te duci, să însoțești o nuntă în Ardeal, unde îți dă cu taragotul în cap dacă nu știi cânta, apoi nici ea nu știa, n-au avea ureche, nici ea nu știau cânta. Deci e foarte greu cu muzica populară, mai ales când toată lumea artist, e greu de spus. Greu. Păi e curios pentru că, uite, gusturile nu se discută. Acum, da. Dacă tot am fost atât de cinstiți, sunt colegi care cântă biniucă și totuși au succes. De ce au succes? Că nu fac treaba așa cum să cadă, cum ziceți dumneavoastră, că ar trebui făcută. Pentru că acela este și publicul. Pentru că depinde cât de instruit și de educat este publicul. Nu depinde numai de tine când ești pe scenă ce cânți. Depinde și de cel ce te ascultă, cel ce primește. Că degeaba eu mă duc într-o sală unde 99,99% nu știu ce înseamnă cântecul popular tradițional decât manele, pentru că acolo ei s-au țigănit toți, în loc să se romanizeze, s-au țigănit, pentru că asta facem noi, și nimeni nu spune la televizor asta, decât că ne țigănim, păi zice, trece, n-am nimic cu etnia romă. Foarte bine. Au avut soliști de talie extraordinară și sunt extraordinari și ca instrumentiști și ei pe zona lor, cu treaba lor, de vină suntem noi, românii care nu știm cine suntem, după unde suntem și de a cui. Aici e baiul. Nu ei, ei foarte bine își fac treaba, le doresc mult succes, îi apreciez maxim să trăiască. Sunt colegii mei, fac bine ce fac. Auditorul e baiul.
Și atunci, dacă tu l-accepți pe ăla să vie să semne orele în fața ta și să se prostească în fața ta, să joace în curul gol pe scenă, asta are treaba ta, pentru că tu îl plătești. Dar asta înseamnă că noi, românii, ca în multe domenii, nu ne-am știut respecta, cel puțin de 30 de ani încoace, și nu încercăm nici un moment să ne respectăm. Dimpotrivă, încercăm să ne prostituăm cât de mult, din toate punctele de vedere. Și asta e foarte tragic, nu rău, tragic. Scuzați-mă, nu mă mai provocați. Și uite cum se face liniște în platou atunci când se pune punctul pe ei. Norocul nostru că avem în jurul nostru oameni frumoși, oameni talentați, oameni care știu să cânte, știu care să interpreteze. Și artiști așa, puși pe sprânceană. Aleși pe sprânceană, care nu fac rabat de la calitate, n-au făcut niciodată. Și acum să spună domnul Radu, mai vedem. Eu, să știți, domnul Ciordaș, că de asta v-am pus acolo, să-i examinați pe știu că m-ați spus. M-a spus la colț, pentru că eu de mic copil am fost învățat la colț. Păi și ați tot într-un fel de colț aici. Bine, tu te-ai învățat numai de 10 ani. Vreau să mă întorc preț de câteva secunde la ce a spus domnul Ciordaș mai devreme. Noi l-am avut invitat în emisiune și pe Gheorghe Turda și am marșat pe același subiect și el zicea la un moment dat că vrea să fie generatorul legii Turda. Ce înseamnă asta? Că artiștii să nu mai cânte toate prostiile pământului sau să nu mai apară în fața publicului până n-au un atestat în mână. Ce părere aveți despre lucrul ăsta? Și atestatul l-a obținut în fața unei comisii, să vii cu repertoriu, cu culegere, cu costum. Așa era mai departe. Ajungem acolo? Perfect de acord. Cu partea asta sunt perfect de acord. Ce a spus? Cine-i comisia? Aia e problema. Asta e bună! Deci, asta e cu comisia, e foarte bună. Cu comisia și înainte așa era. Era o comisie și la radio când te duceai, nu toate cântecele intrau în radio, treceai de o comisie care erau oameni de radio, oameni de cultură, nu era fiște cine acolo, nu vine Ionul lui Tașcă de nu știu unde, cu Popescu de nu știu unde, bă, ăsta, lasă-l dracu pe ăsta, nu e așa. Deci acolo totul se făcea pe ceea ce însemna știință, talent, joc de scenă, costum. Deci nu așa cu... Și acum cât de departe suntem de zona? Am căzut de pe scenă. Am căzut de pe drum. Suntem jos, în fosă. Acum trebuie să ne ridicăm. Diferența e majoră. Diferența e că acum publicul alege, pe când pe vremea aia se făceau niște selecții, care erau și alea, bineînțeles, subiective. N-aș zice că erau 100% obiective. Sunt sigură că existau și atunci soliști buni care rămâneau pe din afară. Dar acum, cu existența YouTube-ului, absolut oricine care vrea să cânte și n-are neapărat talent sau pregătire, o poate face. În același timp, sunt și mulți lupi în blană de oaie. Că pe cine întrebi, o să vorbească la fel de critic, dar, de fapt, cine... Deci, dacă mă întrebați pe mine, totul ține de nația română. Noi suntem bolnavi genetic. Pentru că, nu râdeți, pentru că nu-i de râs. Nu-i de râs deloc. Uitați-vă la copiii care se nasc din generația voastră. Uitați ce nume poartă. Nu mai este niciun copil român. Păi dacă nouă ne rușine că suntem români, despre ce mai vorbim de folclor, măi oameni? Ai noștri, Andrei și Marie. Nu vorbesc de-ai voștri. Nu vorbesc de-ai voștri. Vorbesc per general. Uitați-vă ce nume au copiii ăștia, că bunicii nu le știu pronunța numele pentru numele lui Dumnezeu, dar ne este rușine de noi, de români, înseamnă că ne este rușine de ceea ce suntem. Ori dacă ne este rușine că suntem români, cum să avem puterea să mai vorbim de tradiții, de folclor, când copiii ăia trăiesc într-o altă lume, de mici, de când i-am născut, ei nu mai trăiesc în România, nu mai trăiesc pentru poporul român, nu mai trebuie să facă ceva în această țară. Tot timpul ei văd America, văd Germania, văd alte nume, nu văd nimic din România. România nu le oferă nimic de când se nasc. Nici nume nu le oferă. Asta este o mare dramă. Eu de asta spun că noi avem o problemă în genă. Noi avem o problemă mare. Deci nu se poate să discutăm despre tradiții că nu ne punem nume românești copiilor noștri. Este ceva ieșit din comun. Suntem căzuți de pe glob.